Crede, Doamne! Și-a adăugat, ajută necredinței mele. Vedem aici că mustrarea Mântuitorului a trezit în sufletul tatălui copilului bolnav pocăința, stare de pocăință cu lacrimi. I-a întărit credința pentru că a zis, crede, Doamne, și a adăugat la pocăința lui smerenie, zicând, ajută necredinței mele, nu a zis, ajută credinței mele slabe, ci din smerenie a socotit că, de fapt, credința lui puțină sau slabă este o necredință. Iar Iisus, văzând pocăința lui însoțită de lacrimi, văzând că s-a întărit în credință și a arătat multă smerenie, a vindecat pe copil, zicându-i duhului necurat, ieși din copil și niciodată să nu te mai întorci în el, să nu mai intri în el. Atunci, deodată, copilul a fost zguduit de duhul necurat și trântit la pământ, încât cei prezenți credeau că, de fapt, copilul a murit. Dar Iisus, ridicându-l de jos pe copil și sculându-se copilul în picioare, l-a dăruit tatălui său și tatăl a văzut abia atunci copilul său în stare normală, adică sănătos și liber. După ce Mântuitorul a vindecat pe copil și a lăsat pe tatăl copilului să-l ducă pe copil acasă, acum amândoi bucuroși că au scăpat de o încercare atât de grea și de îndelungată, ucenicii l-au întrebat pe Iisus când au intrat în casă, de ce noi nu am putut să alungăm demonul din copil? Iar Iisus le-a răspuns, acest neam de diavol cu nimic nu poate ieși decât numai cu rugăciune și cu post. Biserica, în mod intenționat, în mod voit, a rânduit ca această parte din Evanghelia după Sfântul Marcu să fie citită în postul mare al Sfintelor Paști. De ce? Pentru a ne arăta cât de importantă este rugăciunea ferbinte unită cu postul. Fiindcă ne aflăm în perioada postului celui mare al Sfintelor Paști. De ce este important postul însoțit de rugăciunea ferbinte? Pentru că atunci când omul postește, se smerește și se poate concentra mai mult în rugăciune către Dumnezeu. Transformă foamea și setea fizică în foame și sete după Dumnezeu sau în foame și sete de Dumnezeu. Și când omul postește și se roagă smerit, atunci el nu mai este plin de sine, de
duhul egoist al sinelui, ci prin rugăciune se umple de Duhul Sfânt. Și pentru că Duhul Sfânt vine în omul care se roagă ferbinte, în stare de post și de smerenie, duhurile necurate se tem de prezența și lucrarea Duhului Sfânt în omul smerit. Și de aceea pleacă din omul stăpânit de aceste duhuri. Deci numai de Duhul Sfânt care locuiește în oamenii smeriți și rugători, se tem demonii cei necurați. Ei sunt necurați și răi, iar Duhul Sfânt este Duhul cel curat, cel sfânt și bun. Și sfințenia și bunătatea Duhului Sfânt, care sunt prezente în omul rugător și postitor, pot alunga pe duhurile rele care pun stăpânire pe oameni. Deci avem aici o învățătură a Mântuitorului Iisus Hristos concentrată, în care ne arată că nu e suficient să poruncești duhurilor rele să iasă din omul posedat sau stăpânit de aceste duhuri, ci trebuie să ai prezent pe Duhul Sfânt în tine când poruncești duhurilor necurate ca să iasă din om. Duhurile necurate nu se tem nici de cuvintele frumoase, nici de cuvintele aspre sau severe, ci doar de puterea smereniei prin care dobândim prezența și lucrarea Duhului Sfânt în noi. Iată de ce, în rezumat, Evanghelia de astăzi a fost citită ca să ne învețe cât de important este să unim rugăciunea ferbinte cu postul care ne aduce multă smerenie.